Luca, capitolul 7, de la versetul 36. Auziți ce zice Sfânta Scriptură. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi al lui lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis în sine, hm, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorul a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, iar celălalt 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns. Socotesc că acela care i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat nici sărutare. Dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul tu nu mi l-ai uns cu de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult. Dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis, femeie, femei, femeie, femeie, iertate-ți în păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, dar cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Isus a zis, femeie, femeie, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Și s-a dus. Amin. Și s-a dus. <coughs> Titlul predicii. Iisus la salonul de înfrumusețare. Ciudat titlu, Iisus la salonul de înfrumusețare. Câți dintre dumneavoastră s-a fost vreodată în viața noastră cel puțin la un salon de înfrumusețare? Fie că-i barbershop, fie că-i uh, pedic, pe ori ca primii bărbații. Domnul, să-i binecuvântez. La epilat sau la, la barbershop? Hai, mâna sus, femei, bărbați, cât ați fost la un salon de înfrumusețare? Aleluia, ah, Domnul să vă binecuvânteze. Noi avem aici pe Emma, Emma e fata care o cântat aici în față și Emma lucrează la un salon de înfrumusețare și am zis, Emma, când, dacă îți faci tu propriul tău salon, să-i pui numele schimbarea la față. Că mi-au arătat niște poze care cum intră acolo, incredibil, nu le mai recunoști. Ceva se întâmplă, are Emma o, un dar din ăla de a schimba fața omului. Amin. Deci, uh, se duce, Iisus e invitat de fariseu ăsta, Asta era un tip foarte religios. Nu știu dacă erau oameni mai religios în tot Israelul, cum erau farisei aceștia. Spune Biblia despre ei că țineau cu amănunt fiecare lege, 613 porunci. Le țineau cu strictețe, erau incredibil de stricți. Și spune Biblia că l-au invitat pe Iisus Hristos în casa lui. Pentru că ori de câte ori în antichitate venea un învățător în zonă, oamenii se luptau între ei ca să-l invite să mănânce la casa lui. Asta s-a întâmplat aici. Și spune Biblia că Iisus a intrat în casa lui, a la masă. Pentru că, atenție, Iisus merge în casa tuturor oamenilor, trebuie doar să-L chemi. Dar asta nu înseamnă că va rămâne acolo. De multe ori vine acolo, în casa ta, ca să te întrebe de ce mai chemat. Fariseul ăsta l-a chemat pe Isus în casă și îmi dau seama din tot contextul, nu ca să învețe ceva de la Isus, ci ca să se mai arate el cât e de șmecher și de religios. Și spune Biblia că Isus s-a întins, cuvântul așezut, a așezut, s-a întins. Oamenii nu aveau mese în în perioada, erau mese mai micuțe, stăteai pe perne. Cel mai probabil, am citit un comentariu istoric, spune că probabil stătea pe mâna stângă, cu fața înspre gazdă Isus și cu picioarele undeva îndreptate în spate, înspre el, da? Pe o latură. Și spune Biblia că în timp ce Iisus mânca la masă acestui fariseu, omul ăsta se mai lăuda în fața lui Iisus cam ce poate el să facă, dintr-o dată o femeie întrerupe cina și se aruncă la picioarele lui Iisus Hristos. Eu nu știu dacă în fiecare evanghelie e vorba despre o femeie care a venit în casa unui Simon Leprosu, care a adus un vas de alabastru și unii comentatori spun că nu e aceeași femeie cu cele din Evanghelie. Dar eu știți ce bănuiesc? Și dreptul meu, dați-mi voi să cred că e Maria, sora lui Marta și a lui Lazar, care a fost înviat din morți. Eu cred că e ea. Eu nu știu dacă femeia asta îl cunoștea pe Iisus Hristos dinainte, dar spune Biblia că a întrerupt Cina fără să-i pese de ce o să creadă oamenii și s-a aruncat la picioarele lui Iisus Hristos și spune că a adus un vas de alabastru cu mir mirositor. Probabil că venea de la lucru, nu știu ce avea, dar acolo spune Biblia că ucenicii au început să o certe, Se spună, n-ai fi putut tu să nu spargi vasul ăsta și să fi dat banii săracilor? Dar femeia asta nu i-a păsat, pentru că a venit ca să iungă picioarele lui Iisus Hristos și când se apleacă să iungă picioarele lui Iisus Hristos, vede că e zmurdare. Se aruncă la picioarele lui Iisus și pe când să folosească mirul, pe când să folosească mirul din vasul acela, cei care veți merge în Egipt, vor veni egiptenii să vă vândă tot felul de chestii din alabastru. Când am fost eu luna de miere, peste tot numai alabastru, numai bine, sunt și fake -uri. Dar pe vremea aia alabastru e o rocă care era scumpă pe vremea aia și mirul era scump. Și femeia asta tot ce a agonisit. Istoricii spun că tot ce a agonisit ea de-a lungul vieții, pentru că nu avea bani, avea mirul acela și a venit să iungă picioarele lui Iisus Hristos. Și zilele astea când am fost la cabană la munte, unde au să o cabană la băișoară, m-am dus eu cu soția mea, m-am gândit așa în timp ce făceam predica. Mă dat pe picioare cu mir să vă cu Așa am vrut, m -am dat să văd, de ce mă o dat toți, de ce au vrut asta să îl dea femeia asta pe Iisus? Știi cum ți se fac picioarele, incredibil. Dar în timp ce vrea să-i ungă picioarele, vede că picioarele lui Iisus sunt murdare. Și zice, pe păi ce ai făcut? Pe păi de -aia nu poți să-i picioarele, că e murdare. Se uită, vede că nu-i Ligianu acolo? Se uită, vede că nu-i prosopo acolo? Și se uită spre fariseu. Păi ce faci? Că în legea lor, a fariseilor, ca să vedeți religia cât e despurcată, omul ăsta religios trebuia conform vremii și a religiei lui să spele picioarele lui Isus Hristos. Iisus parcă îi reproșează aici că eu am venit în casa ta și nu mi-ai spălat. Imaginați-vă Iisus cu negru la sub unghi, cu călcâiele crepate din colbul, din praful acela al secetei, din vara aia călduroasă, scalpul părului crepat, pentru că uleiul pentru asta era să-l dai pe cap, să ți se mai moaie puțin scalpul, cei care se chelesc și se dă pe cap știu despre ce vorbesc. Poate avea psoriazis, de-aia ți mai dădeai cu ulei, știi? Dar când vede femeia asta că nesimțitul acela de fariseu, care se lăuda în fața lui Iisus Hristos, ar fi trebuit să-i spele picioarele, automat o făcut ceva femeia asta. Zice, bă, eu vin de la lucru. Știți cu ce se ocupa femeia? Ziceți. Era prostituată. Era genul de femeie care avea cont pe OnlyFans. Era genul de femeie care avea cont pe Public24, genul de femeie care stătea pe cala turzii pe care o vedeți acolo, Spune fariseul despre femeia asta că ar fi trebuit să stea undeva afară pentru că era prostituată. Dacă veți citi povestea în care sora ei, Marta, că am zis că eu cred că e sora lui Marta, când Isus Hristos intra în casa lor, Marta se ocupa de mâncare și Maria iar era la picioarele lui Isus Hristos și Marta o vedea pe această femeie păcătoasă care era sora ei pe Maria, o vedea o fată irresponsabilă. Ucenicii o vedea o femeie risipitoare, pentru că spun, n-ai fi putut să nu arunci tu mirul ăsta pe picioarele lui Iisus și să-l fi dat săracilor. Femeia aceasta, e femeia aceea care, din punct de vedere social, e disprețuită de toată lumea. E cam ca și, îl știți pe Lulu, cât l-ați prins prin oraș pe Lulu. Nu dădeai doi bani pe el. E fata aia din cartier despre care toată lumea zice, uite pe asta. E băiatul ăla pe care tatăl sau mama nu mai dă nicio șansă pe el pentru că deja ai pierdut. E numai la păcănele, e toată ziua în cluburi, toată ziua numai droguri. A venit într-o zi eu, un tată cu copilul lui și zice, deci, eu nu mai știu ce să mă fac cu ăsta. E un nenorocit. Zice, l-am mutat de la trei școli. Am mă duc, zice, am unii, am, am mă duc, zice, mă duc, am unii cu el la altă școală, pentru că la școala la care e căldă afară directorul. Nu mai știu ce să mă fac cu el. Dar mi-aduc aminte că m-a -am rugat o dată pentru el. Știți ce mi-a zis Duhul Sfânt despre el? Că e viitorul generației lui. incredibil. Și alții zic, nu mai arăta cu degetul pe copilul ăsta pe care nu mai, doi, nu mai dai doi bani, că Dumnezeu mi-a spus că el e viitorul generației lui. <că -i> Și Isus face ceva incredibil cu femeia asta. Pentru că femeia asta, dintr-o dată, își scoate trusa ei de machiaj și zice, nu-i nimic. Fariseu ăsta care el spune și nu face, că religia zice, dar nu face, că ar fi trebuit să-i spele picioarele și zice asta, oi fi o păcătoasă, dar mi-aduc eu trusa, nu nimic. Și-a început. S-a uitat ligianul, nu-i prosopul, nu-i, zis, păi nu-i nimica, dacă tot plâng și plâng păcatele, am să-i spăl picioarele cu lacrimile mele. Dar unde i prosopul? N-am prosop, nu-i nimic că se încrățește părul. Lasă să se încrățească, că l șterg cu părul capului meu. Și zice Biblia că a început să i le șteargă cu, părul ei. În vremea aceea, părul unei femei era podoaba capului ei. Femeile aveau capul acoperit și peste cap aveau tot felul de bazmale frumoase. Dar spune Biblia că femeia asta n-avea. Dar nu, dar de ce mă interesează pe mine religia mea, au zis ea. Părul învățătorule, părul, pentru că abia aștept să ți le un cu un de lemn, să miroase frumos în toată camera. Și nu se întâmplă aici altceva decât îl așează pe Isus pe un scaun în propriul ei salon ambulant. Că ea avea trus, a s a dus. Și intră acolo în casa fariseului și zice, văd da, ce că e multă religie, dar știi ce fac eu? Eu îmi scot trusa de machiaj, îmi scot trusa de curățat picioare, de manicură, de pedicură și eu încep să-i fac picioarele frumoase lui Iisus. Și în alte evanghelie zice că i-a uns și capul. Știți ce mi-a plăcut? Că Iisus nu a schițat nimic, nu a zis, auzi, păcătoasă, prostituată ce ești, nu te puțin mai încolo că mă cam simt așa. Nu, nu a mișcat nimica. În continuu, mă gândesc, oare fariseul ăsta ce fi, o fi gândit? Că Iisus nu se mai concentra pe el, că parcă când simți așa că te ghidă în pe ceva, parcă nu te mai poți concentra pe ăla care povestește. Toată atenția era asupra ei. Și de aici vreau să vorbim câteva lucruri, cum să faci ca să înfrumusețezi imaginea lui Isus. Vă spun sincer, așa e că fiecare dintre voi, dacă Isus ar fi prezent în seara aceasta aici fizic, i-ați săruta picioarele. M-aș arunca la picioarele lui și aș săruta picioarele. Dar pentru că nu e aici, putem să facem alte lucruri care pot să înfrumusețeze imaginea lui Isus Hristos. În Psalmul 104 cu 15, ca să vedeți că cuvântul acesta în e în Biblie. În nu e pentru oameni urâți, eu așa am știut. Eu am crezut că numai femeile urâte se duc la înfrumusețat. Dar mi-am dat seama că, de fapt, la înfrumusețare se duc femeile frumoase pentru că deja sunt frumoase și vor să mai înfrumusețeze. Este? Lăsați-vă nevestele să meargă la înfrumusețare. Scoateți aparatul din casă, zicea unul. Nu o ascultați pe ăla. Auzi ce zice Psalmul 104 cu 15? <coughs> zice așa. Un de lemn care îi înfrumusețează fața. Psalmul 104 cu 15. Zice așa, vin care înveselește, la la șterge de acord? Zice: uh, Un delem care înfrumusețează fața. Deci, în vremea aceea, un delem nu era ca să înfrumusețeze anumite părți ale, ale trupului. Și Isus Hristos, dintr-o dată, ajunge pe un scaun de înfrumusețare. Vreau să învățăm în seara aceasta patru lucruri prin care putem înfrumuseța imaginea lui Isus Hristos. Primul lucru, dacă vrei să-i înfrumusețezi imaginea, El nu e aici acum. El e în inima ta. Dacă l-ai primit ca Mântuitor trebuie să vii așa cum ești. Amin? Hai de la Isus Hristos cu identitatea pe care o ai. Lumea o vedea pe femeia asta gunoiul societății. Să știți că nu avea voie nimeni să aibă părtășie cu ea. N-avea voie să aibă prieteni, n-avea voie să se întâlnească nimeni cu ea. Toți care se întâlneau cu ea trebuia să se întâlnească pe, pe ascuns. Pentru că în vremea aceea, când păcătuiai, te făceai una cu păcatul ca și în vremea aceasta. Biblia spune că cine păcătuiește se identifică cu păcatul. Când tu trăiești într-un păcat, într-o dependență, când tu trăiești în păcatul acela, curvești, trăiești în alcoolemie, în ceea ce faci tu, ești una cu păcatul și Domnul se uită la tine și spune, ești păcătos, dar eu am soluția. Ca să înfrumusețezi imaginea lui Iisus, trebuie să te duci cu identitatea pe care o ai. Știi de ce? Pentru că spune Biblia că El are puterea să despartă păcatul de tine. Tu nu te mai unești cu păcatul în momentul în care te duci înaintea Lui și recunoști că ești păcătos. Spune Biblia că cuvântul Lui Dumnezeu e ca o sabie cu două tăișuri care despare este sufletul de Duh. Când ești în păcat, ești una cu păcatul, dar când vii la Isus așa cum ești, bum, eu nu știu ce o fi gândit femeia asta, dar spune că era păcătoasă. Știți ce o zis oamenii? Nu te duci acolo tu. Nu te duci acolo. Ce o să zică? Nu. După ce să mă faci de rușine tu acolo? Dar ea o știut un lucru. Eu o fi una cu păcatul pentru că trăiesc în păcat, dar știu pe cineva care este un magnet de păcat. Nu, no, ia o pastă. Ia o pastă. Fii atent. E un magnet de păcat. Isus Hristos atrage oamenii păcătoși la El. Zi amin. Iisus nu are nevoie de oameni sfinți cum era ăsta, că ăsta credea despre El că e sfânt. Dar nici picioarele nu-i l -o spălat. Dar femeia asta știa, zice că a auzit că Iisus era în casa unui fariseu și a fugit rapid. Pentru că Isus este un magnet care atrage păcatele lumii. Zice El așa, eu am venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși. Eu au venit pentru cei care sunt în întuneric, nu cei care sunt în... Și ceea ce vrea Dumnezeu la tine ca să înțelegi că tu poți înfrumuseța imaginea Lui, nu te da drept altcineva. Amin? Hai așa cum ești. Scrie pe tine păcat, să uită lumea la tine și zice, uite ce păcătos este, nu e nimica, știu eu unde pot să mă duc. Știu eu unde pot să mă duc, pentru că acolo există cineva care poate să spele păcatul meu. Asta e primul lucru. Dacă vrei să înfrumusețezi imaginea lui Isus, haide cu ce ai. Haide cu ce ai. Ce au avut? Un vas de alabastru cu mir mirositor. Toată viața ei o investit în mirul acela. Nu avea bani, că în vremea aia nu avea. Și spune Biblia că era incredibil de scump. Dar vine Iuda și zice Iuda, să uită, zice, nu fi atent. Aici mașina am luat eu pe mirul ăsta aici mașină, dar zice acolo Ioan că gândea așa pentru că era un hoț și un șmecher și un ticălos. Și ascultă-mă, poți să fii cu Iisus trei ani jumate și să fii tot hoț, tot șmecher și tot ticălos. Pentru că omul ăsta a umblat cu Isus și a văzut cele mai mari minuni. Ce aș da? Ce n-aș da să mă umblu cu Isus trei ani jumate să văd minunile pe care le-a făcut? Și el a fost acolo cu el, dar a fost tot un ticălos și a început să judece pe femeia asta. Dar ea a spus, și ce a zis Isus? Lasă-o în pace, mă. Că ce face ea acum face? Pentru îngroparea mea. Era un act profetic. În momentul în care tu vii la Iisus, cu ce ai? Poate n-ai bani. Nu știu, ești, ești, student. N-ai bani. Dar vii cu identitatea pe care o ai și cu inima pe care o ai. Când o pui la picioarele lui Iisus, faci un act profetic. Știi ce iubește Dumnezeu cel mai mult la oameni? originalitatea și autenticitatea omului. Dumnezeu e un artist creator. Când Dumnezeu a hotărât să nu fie singur în universul ăsta, și-a luat șevaletul, și-a luat acoarelele și-a început să picteze. Bum, fac munții. Roșia Montana. Aici fac mai mult galben. Așa au gândit ele, l-au pictat tot. În momentul în care tu ești original și în momentul în care ești autentic și vii la Iisus cu ce ai, în momentul acela Dumnezeu zice bravo. Mă gândesc, mă, pe păi Iisus Hristos, oare nu l-a deranjat care picioarele murdare? S-a pus la masă, de multe ori Iisus mânca cu mâinile murdare, zice Biblia, și cu picioarele murdare, dar știți ce l-a deranjat cel mai mult pe Iisus Hristos când s-a așezat la masă cu picioarele murdare? Nu că era el murdar pe picioare, ci că sufletul fariseului era murdar. Și sufletul fariseului murdar arăta către femeia aceasta, uită-te la ea ce murdare e învățătorul. Dar Iisus uită la ea și zice, nu văd asta, eu văd în ea autenticitate, eu văd în ea originalitate, pentru că tot ce are ea a pus la picioarele mele. Când vii la Iisus Hristos cu ce ai tu, Poate ai doar un soț. Poate și școala n-ai mai terminat nu știu cât ai făcut. Hai cu școala aia. Din tine Dumnezeu poate face lucruri incredibile de puternice. Amin? Mai trebuie să faci ceva. Ca să înfrumusețezi pe Isus, imaginea Lui, nu te concentra pe imaginea ta. Femeia aceasta nu a venit în preajma lui Isus și s-a aruncat la picioarele ei și a început să se uite la ea. Nici nu a început să se uite la ceilalți și ce o să zică. Hai să fim sinceri, nu e așa când te duci într-un loc, parcă simți cum bombănesc alții. Nu, nu, nu uite ți la uite -te -te. e ala de la Vox, uite cu crucea la gât, e la cu barbă, e la care predică din alea. Cam a fost o fată la noi și s-o și nu știu care o băgat în cap, că nu, nu știu ce, uite ți la Simți că lumea nu te place, simți, și femeia asta stătea la picioarele lui Isus și se uita în continuu la picioarele lui Isus și vedea barba lui ăla care muncă și curgea fozoma din de lui Post și nu-l băga în seamă că se uita numai la picioarele lui Isus Hristos. Pentru că oamenii oricum vor spune lucrurile despre tine. Te rog, nu te concentra pe ce spun oamenii, nici pe imaginea ta. Am văzut ceva la fariseu ăsta. Știți ce o încerca să facă? Nu numai că au încercat să-i pune limite și fariseul aici nu este altceva decât reprezentantul religiei. Fariseul ăsta încear, începe să facă ceva. Pune limite femei, pune limite femeii și zice, auz, nu te apropia de niciunul dintre noi, dacă vrei să stai, stai aici afară. Dar mi-am dat seama că religia știi ce face. Nu doar pune limite oamenilor, ci pune limite lui Dumnezeu. Îți demonstrez biblic. Auzi ce zice aici. Auzi ce zice aici. Zice, când a văzut lucrul acesta fariseul și a zis în sine, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel și cine, cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, că este o păcătoasă. Auzi, vrea să spun așa, dacă atunci, o regulă, oriunde vezi cu ăsta, dacă atunci, o regulă, spune așa, dacă omul ăsta ar fi omul lui Dumnezeu, n-ar atinge-o pe păcătoasa asta. Practic, știi ce face? Îi pune o limită lui Dumnezeu. În momentul în care religia vrea să-ți spună o limită ție, dă-mi voi să spun pune o limită chiar lui Dumnezeu. Dar în momentul acela, nu te uita la ce spun oamenii, nu te uita la propria ta persoană, uită-te direct spre Isus. Isus îți va lua apărarea. Vreau să vă spun ceva. Isus îți va lua apărarea. Atâta ne-au criticat oamenii anul trecut cu... Vă aduceți aminte de festivalul Harbiț? Cât și mâna sus de Harbiț? Harbiț fac reclamă. Harbiț, unde e camera? Unde e? Harbiț e cel mai tare festival creștin din România. Amin. Ce se întâmplă acolo? Acolo se abordează o metodă mai tinerească pentru că Evanghelia trebuie îmbrăcată într-un mod plăcut generației noastre. Evanghelia nu s-a modificat, dar felul în care o spui trebuie să atragă generația. Eu, Alex, am fost chemat pentru generația tânără ca eu să predic cuvântul lui Dumnezeu într-un mod care să prindă generației mele. Amin? Și anul trecut, când am fost la festivalul acesta, care a avut loc pe Arena Cluj-Napoca, am făcut un videoclip acolo despre batic și fustă. Vă aduceți aminte? Lucruri în care eu nu cred. Nu, voi să cred. Eu cred în baticul din interior, de pe inimă. Când îl ai acolo, ești pocăit. Și când am făcut gluma aceea, au început să arunce cu, mine, cu pietre în mine, au început să vorbească despre rău, că, de rău despre mine, că nu sunt pocăit, că nu știu ce, că nu sunt omul lui Dumnezeu, că sunt omul diavolului. Așa arată omul diavolului. Ah. Și au lovit foarte mult în mine, dar n-am răspuns niciodată. Dumnezeu mi-a spus așa, nu răspunzi nimic. Nu răspunzi nimic. Dar am venea să răspund. Am făcut sport și vine să răspund, dar am zis, mă, tac, că mi-a zis Dumnezeu să tac. Și fiți atenți ce face Dumnezeu, ca și cu femeia aceasta, când taci și oamenii te vorbesc de rău. Când taci și oamenii te cr critică și cârtesc. Când taci, Iisus îți va lua apărare, amin? Și m-a sunat zilele astea, unul dintre, nu dau numele, dintre fondatori, să spună Alex, ascultați-mă ce zic. Alex, am văzut videoclipurile voastre anul trecut, și n-am avut șansa să vă mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru noi. Pentru că atunci când te critică oamenii mărunți, Dumnezeu care deasupra îți va lua apărarea. Zice Simone, hai să spun eu despre femeia aceasta. Și se mai întâmplă ceva aici, de aia eu te rog să te concentrezi pe Isus și nu pe imaginea ta. Fiți atenți ce se întâmplă. Când a intrat păcătoasa aceasta cu cont pe OnlyFans, și s-a aruncat la picioarele lui Isus, religioși nici nu se mai uitau la ea. Ia și să uitau la ea, ia și să uitau la ea, ia și să uitau. Turbau de ciudă. Toți și-au întors privirile dinspre ea, dar numai Isus și-a întors privirile spre ea. Pentru că atunci când oamenii își întorc privirile de la tine, Isus se uită special și zice, îmi place ce faci. Tu vrei să-mi înfrumusețezi imaginea mea? Poftim. Vrei picioarele? fă -le. Dar fă și capul. fă și trufă tot ce vrei tu cu mine. Pentru că ultimul lucru pe care trebuie să-l faci ca să înfrumusețezi imaginea lui Isus, am spus că trebuie primul lucru să vii așa cum ești, să vii cu ce ai, să vii și să te concentrezi nu pe imaginea ta, ci pe imaginea lui Isus. Și ultimul lucru, dacă vrei să înfrumusețezi incredibil, cum ar zice Florin Piersic, incredibil, doar iubește-l. Auzi, zice aici, zice Iisus, îmi place mâncarea pe care ai făcut-o, îmi place muzica pe care mi-ai pus-o, îmi place că în casă ai icoane, ai tot ce face, zice, dar ce nu-mi place la tine este că tu ai criticat o ființă pe care eu o iubesc incredibil de mult, și zice, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. De ce, învățătorile? Că ce a iubit mult. Dacă vrei să înfrumusețezi imaginea lui Isus, doar iubește-L pe Isus. Crede-mă, n-ai nimic altceva decât inima ta. Și de aici mai învățăm un în principiu. Când oamenii îți fac rău și vrei să te iubească, ce trebuie să faci? Să ierți. Zice, cine iartă mult, Iubește mult. Este? Când cineva îți face rău și vrei să te iubească, doar iartă-l. Mi-a făcut nu știu cine rău, te iert. Și e obligat să te iubească, că zice aici, a cui se iartă mult, trebuie să iubească mult. Ce înseamnă să iubești? Ascultă-mă. Spune Biblia că Isus Hristos a murit pentru noi de pe vremea când eram păcătoși. Ascultă-mă, Iisus nu te-a iubit pe tine, Mark, hai sus. <laughs> Hai că chem. Mai abține-te un pic. Domnul să-i dea putere că... Hai să-l aplaudăm pe Marc. Uh! Marc, 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 Marc. e cel mai tare, liderul nostru de la închinare. Zice Biblia că el a iubit-o pe femeia asta când ea era încă în păcat. Dumnezeu te iubește și te-a iubit pe tine când erai în baruri. Dumnezeu te iubea pe tine când păcătuiai. Dumnezeu te iubea pe tine când te injectai. De multe ori mi-aduc aminte că, și închei cu asta, eram cu David și cu Dan Souca. Să se audă, Dan Souca, s-a pocăit, fraților. Este de pe internet, să știți. Dan Souca din Cluj s-a pocăit, prietenul meu. Eram în cluburi, noi trei. Toată ziua făceam numai prostii. Și eram într-un revelion, eu, Dan și David, ca să știți ce bandit să o pocăi și conduc ce biserică asta în Cluj. Și eram în club eu cu David, cu Dan Souca, și ne-am dus noi la un club, că era Revelionul, și fiți ce, cum știe David să strice petrecerile. Am... În timp ce eram acolo, încă nu începuse petrecerea, așteptam și noi să ne bucurăm acolo, Uu, petre... și vine David la mine și zice, bă, cred că mă pocăiesc. Nu stricat atât. Mai bucură-te tu când îți zice unul, zice, bă, mă cercetează Duhul Sfânt aici. Eram în club, în tuneric, muzică și David zice, cred că mă pocăiesc că mă cercetează Duhul Sfânt. O străcat atât. Pentru că ăsta e Dumnezeu care te iubește când ești acolo. Noi nu ne dăm drept alți oameni decât ceea ce suntem. Foști păcătoși care au fost curățați. De ce? Pentru că am venit așa cum am fost, am venit cu ce am avut, nu ne-am concentrat pe noi, și doar l-am iubit. E simplu, asta e pocăința. Hai să ne ridicăm în picioare, vreau să ne pocăim. Dacă vrei să-mi imaginea lui Isus, ascultă-mă. fă propriul tău salon ambulant de uh, artist cosmeticiani. Oriunde te duci, vezi un om pe stradă, vezi la o cafenea, la locul de muncă nu e nimic, zici, am eu trusa aici lângă mine, hai să arăt ce frumos e Iisus. Și încep să-L descrii. Vreau să închidem ochii cu toții. Închidem ochii. Vreau să știi că Dumnezeu e o persoană care te iubește pe tine din veșnicie, care se gândește la tine în fiecare clipă, dar care vrea să faci și tu alegere ca femeia asta. Nu știu de unde ai venit cu trusa ta de cosmetician, poate veni direct din cafenea, direct din bar, poate veni cu țigările în buzunar, poate ai venit cu drogurile în buzunar, sau poate ai de gând să pleci, să te întorci înapoi în aceeași lume. Nu-i nimic, nu e nimic, fo. Dar vreau să spun că Isus te iubește așa și vrea de la tine doar să înfrumusețezi imaginea Lui venind la El așa cum ești, cu ce ai, neconcentrându-te pe tine, doar iubindu-L. Așa că dacă în seara aceasta vrei să faci lucrul acesta și vrei să-L primești, ascultă cum închei, închide, ține-ți ochii închiși. Auziți cum îi zice Iisus femeie, zice așa, iertate-ți sunt păcatele, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Nu știu de unde vii, dar dacă vrei să mergi în pace și vrei să-L accepti în viața ta ca mântuitor, ridică-o mână sus acolo unde ești și eu vreau să mă rog pentru tine. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră, și pe tine, și pe tine. Tată, ea și pe dumneavoastră. O, ce greu e uneori să-ți predai viața mâna lui sus. O, ce greu e uneori, tată. Vezi mâinile astea care au fost ridicate? Oamenii ăștia vor să aducă ce au ei. Eliberează, iartă, curățe. Mă rog pentru bărbatul acesta, tată. Tată, curățe inima chiar acum. Curățe inima chiar acum. Nu știu, a trecut multe suferințe, dumneavoastră. Domnul, de aici. Soțul dumneavoastră? Soțul? Nu-i soțul? Domnul, trecut prin multe, omul ăsta. Tată, te rog, binecuvântează-l. Te rog, Tată, ia poverile lui, suferințele lui, Tată. A fost părăsit de oameni, a fost judecat de oameni. Dar tu îl înțelegi, Tată, pentru că tu ești un Dumnezeu bun. Te rog, curăță tot, tot, tot ce ridică oamenii și aduc înainte ta, curăță tot în sângele tău, sângele lui Iisus. Toți cei care ați ridicat mâna, trebuie să credeți că El vă iartă. El vă curăță de păcat și că El îți spune, iertate-ți în păcatele, du-te în pace. Credința ta te-a mântuit, vezi? Credința ta. O, ce interesant e Dumnezeu, că El nu a făcut lucrul ăsta printr-un ritual, ci mântuirea are de-a face cu credința în jertfa mântuitoare a lui Iisus. Mulțumim, Tată.